Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 20 franci sau 4 ariari. Emitent Madagascar pe perioada Primei Republici și a Doua Republici. Monedă de circulație standard între anii 1970-1989, compoziție bronz aluminiu, greutate 6 grame, diametru 24,5 mm, grosimea 1,5 mm, formă rotundă, orientare aliniere monedă, sus, jos. Pe avers este o plantă de bumbac și înscrisul Institutul de Emitere al Republicii Madagascar și anul monedei. Pe verso este valoarea în coarne ale capului de zebu deasupra crenguțelor și semnelor și înscrisul Ariari Efarta. Delfinul este sigla lui Emile Rousseau, gravor general de monede, Monede Paris. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1984. Este produsă într-un număr de 1.200.000 de bucăți, cu o valoare nominală de 2 dolari. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 11 dolari și 13 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!